Salut! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gateșteușor.ro. Astăzi voi găti vită Wellington. Pentru această rețetă voi folosi 600 de grame de mușchi de vită, eu am vită Black Angus, 250 de grame de ciuperci, 6 felii de prosciutto, 2 lingurițe de muștar, 50 de grame de unt, 3 linguri de ulei de măsline, 1 linguriță de cimbru uscat, 2 căței de usturoi, 2 ouă, 200 de ml de vin alb sec, sare și piper și voi face un aluat în care voi înveli vita din 450 de grame de făină, 300 de grame de smântână și 350 de grame de unt. Mai întâi voi face aluatul și pentru început voi amesteca untul cu 4 linguri de făină. Acum voi pune untul amestecat cu făină pe o folie de plastic și îl voi forma într-o formă pătrată, îl voi înfeli cu folia și îl voi pune la frigider pentru 30 de minute. Acum voi amesteca restul de făină cu sarea și treptat cu smântâna până se formează un aluat. Am terminat de făcut și cel de-al doilea aluat, îl voi transforma tot așa într-un pătrat, doar că trebuie să fie ceva mai mare decât cel de unt, îl voi înveli în folie de plastic și îl voi pune tot așa la frigider pentru 30 de minute. Cele două aluaturi au stat la frigider de 30 de minute. Acum voi plia bucata de aluat cu făină peste unt, o voi închide la margini și o voi rula. Acum voi împături aluatul în trei, îl voi întoarce invers și îl voi întinde din nou. Acum voi pune aluatul din nou în folie de plastic la frigider pentru 30 de minute. Voi repeta acest procedeu de întindere, împăturire și pus la frigider de 6 ori.
Cât timp aluatul mai stă în frigider, voi pregăti carnea, o voi asezona foarte bine cu sare și cu piper și o voi rumeni în tigaie. Voi lăsa mușchiul de vită să se rumenească pe toate părțile timp de câteva minute, îl voi găti în sânge. Cât timp carnea este caldă, voi unge cu muștar. Acum voi curăța ciupercile și le voi toca. Acum voi tăia usturoiul în feliuțe și voi pune totul într-un bol și le voi pasa cu un blender. După ce am terminat de mărunțit ciupercile, topesc unde în această tigaie, voi pune amestecul de ciuperci și îl voi asezona cu sare, piper și cimbru. Acum voi adăuga vinul și voi lăsa ciupercile împreună cu vinul pe foc până acesta se evaporă. Acum, pe încă o bucată de folie de plastic, voi așeza felile de prosciutto, voi forma un strat și deasupra lor voi pune un strat de ciuperci. Acum voi pune bucata de vită peste straturile pregătite și o voi rula foarte bine folosind folia de plastic, o voi pune în frigider pentru 20 de minute. Carnea de vită a stat în frigider pentru 20 de minute. Acum o voi rula în aluă, înfășura din nou în folie de plastic și pune la frigider iar pentru 20 de minute.
Compoziția mea a stat în frigider timp de 20 de minute. Acum îi voi face de decor niște crescături superficiale folosind spatele cuțitului. O voi unge cu gălbenuș de ou, voi presăra sare și piper și o voi pune în cuptor. Vita Wellington este gata, a stat în cuptor pentru 30 de minute și acum o voi tăia. Vita Wellington este gata, sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalul meu de YouTube gateșteușor.ro. Vă urez poftă bună! Pa, pa! Am terminat de făcut și cel de-al doilea aluat. Îl voi pune pe folie de aluminiu. Nu, că e de plastic. Acum voi amesteca restul de făină cu un praf de sare și smântâna. Am terminat. Voi repeta acest procedeu de împăturire și pus la frigider timp de... Voi pregăti carnea, o voi da foarte bine cu sare și piper și o voi unge cu două gălbenușuri de ou. După ce am mărunțit ciupercile, voi topi unt în această țăună. Hai mai fort! Ce pui mi-ai să zic?